Salut! În toamnă am dirijat acești pui de măr pe acești suporți din lemn, deci palieri. Am format astfel o formă orizontală pe care s-au dezvoltat foarte bine, după cum se vede, noi lăstari. Prin aplecarea ramurii la orizontală, se stimulează creșterea verticală a noilor lăstari. Dacă lăstarul ar fi fost vertical, ar fi avut o creștere culminantă pentru lăstarii mugurii din vârf. Mugurile apicale ar fi fost hrănit în mod obligatoriu, normal și forțat, foarte mult, iar ceilalți muguri, cu cât se îndepărtează de vârf, sunt mult mai puțin hrăniți. În felul acesta, prin aplecarea acestei ramuri, se dezvoltă toți mugurii aflați pe toată lungimea ramurii. Fiind foarte mulți, îi îndepărtez pentru că vreau să păstrez pe fiecare ramură în parte maxim 3 lăstari. Așa că voi face o selecție, voi păstra doar lăstarii cei mai bine dezvoltați, situați la o distanță de aproximativ 15 cm între ei. În felul acesta, planta nu mai consumă hrană și energie hrănind toți mugurii, ci doar mugurii pe care i-am selectat și care rămân în continuare să se dezvolte pentru a forma noul coronament. Noul coronament este împrumutat de la stilul de viță de vie, cu dezvoltare ramurii principale pe orizontală și ramurile secundare pe verticală. Este o tehnică nouă pe care vreau să o experimentez și pe care vreau să o împărtășesc împreună cu voi. Așa arată primul pui de măr golden pe care l-am pregătit. Mai am încă unul în acest colț. Este un lăstar provenit din baza mărului principal și la acesta aplic același tratament. Îndepărtez selectiv cu mâna pentru că în această perioadă de vegetație crudă se desprind foarte ușor. Aveți grijă să nu se jumoale coaja, dar ei se desprind foarte ușor. Nu este nevoie de foarfecă decât acolo unde sunt ramuri lemnificate. Dar aici nu este cazul. Îi îndepărtez ușor. Las lăstarii mai bine dezvoltați. Din 10 în 10 cm, aici am mult, mai mulți, îi las mai mulți pentru că îi voi mai îndepărta mai târziu să văd care din ei se dezvoltă cel mai bine. Ramurile acestea lemnificate nu le pot rupe cu mâna și nici nu insist pentru a nu le degrada. Am să iau o foarfecă și cu foarfeca le voi îndepărta foarte ușor. Așa arată după toaletare cu foarfeca și acest lăstar. Este un experiment, vreau să văd cum se vor dezvolta și experiența am să o împărtășesc cu voi. Multă sănătate și numai bine!